our former colleague. Welcome on the board again, Thank Madame you. Fetu. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Vă mulțumesc, este o plăcere pentru mine să fiu în această seară aici. Aș dori să le mulțumesc și raportorului, domnului Ruaz, domnului Blanco Lopez și domnului Iacovici, pentru cele trei rapoarte importante pe care le discutăm azi. Mulțumesc și domnului Omargi în legătură cu comentariile sale privind simplificarea. După cum știți, această comisie a fost desemnată cu un mandat clar, acela de a lucra pentru un nou început pentru Europa, în baza a 10 priorități politice majore. Și, bineînțeles, fondurile europene structurale și de investiții contribuie în mod activ la multe dintre aceste priorități, așa cum se reflectă și în cele trei rapoarte pe care le discutăm astăzi. Revizuirea strategiei Europa 2020, buna guvernare economică și situația actuală a strategiei UE pentru regiunea Adriatică-Ionică. Permiteți-mi să încep prin a vorbi pe scurt despre aceste rapoarte, după care mă voi referi și la procesul de simplificare actual. În primul rând, raportul domnului Ruaz, strategia UE 2020. Strategia vizează 5 obiective specifice în următoarele domenii: ocuparea forței de muncă, inovarea, schimbările climatice și sustenabilitatea energetică, educația, precum și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale. Din păcate, consecințele crizei economice, precum creșterea șomajului și redresarea economică foarte lentă, au reprezentat un obstacol real în îndeplinirea acestor obiective. În acest context, Comisia a început un proces de reflecție asupra viitorului acestei strategii. Anul trecut am lansat o consultare publică care a arătat că strategia Europa 2020 și obiectivele sale sunt încă foarte relevante, dar și faptul că mai avem multe de făcut pentru a ne atinge obiectivele propuse. Doresc să salut sugestiile domnului Ruaz, domnului raportor, privind îmbunătățirea cunoștințelor și necesitatea asumării responsabilității pentru strategia 2020 de către autoritățile locale și regionale, statele membre și toate părțile interesate și vă îndemn, sigur, împreună să continuăm să mobilizăm și parlamentele naționale în acest sens. În legătură cu raportul domnului Blanco Lopez privind guvernarea economică sigură, aș dori să reafirm angajamentul deplin al Comisiei Europene de a acționa strict în cadrul prevăzut de articolul 23 al regulamentului privind dispozițiile comune ale acestor fonduri. Aceste prevederi au fost stabilite cu scopul de a spori eficiența fondurilor europene și, în acest context, acordurile de parteneriat și programele operaționale au fost deja gândite în conformitate cu recomandările specifice fiecărei țări. Așadar, Comisia Europeană va folosi competențele sale de reprogramare doar atunci când acest lucru poate avea un impact real asupra implementării recomandărilor specifice pentru fiecare țară. În aceeași ordine de idei, aș dori să vă reamintesc faptul că săptămâna trecută a fost adoptată comunicarea Comisiei privind pașii de urmat pentru finalizarea Uniunii Economice și Monetare a Europei. Așa cum am mai spus în această sală, în cazul în care se îndeplinește una dintre condițiile pentru o eventuală suspendare a fondurilor structurale și de investiții, Comisia Europeană va informa imediat Parlamentul și sunt total de acord cu domnul Blanco Lopez din acest punct de vedere. În legătură cu strategia macro-regională Adriatico-Ionică, mă bucur să spun că aceasta este a treia strategie macro-regională a Uniunii Europene. Exact aproape cu un an în urmă am fost prezentă la Milano pentru lansarea acestei strategii. A fost adoptată anul trecut. Ea urmărește să promoveze prosperitatea economică și socială durabilă în regiune și să contribuie la integrarea în Uniunea Europeană a țărilor din Balcanii de Vest. Și salut raportul dumneavoastră, domnule Iacovcici, care include mai multe recomandări valoroase prezentate în detaliu. Aș dori să profit de această ocazie pentru a reaminti faptul că noi, Comisia Europeană, suntem gata să ajutăm la punerea în aplicare a strategiei.
dar pentru a îi se asigura succesul sunt necesare câteva condiții. În primul rând, țările participante să își asume responsabilitatea și angajamentul ferm în sprijinul acestei strategii, alocând resurse suficiente, resurse administrative. În al doilea rând, politicile naționale și regionale, planurile de investiții și fondurile alocate trebuie să fie în acord cu obiectivele strategiei și, în al treilea rând, societatea civilă trebuie să fie implicată în mod eficient în procesul de implementare a strategiei, precum și parlamentele naționale și regionale. Ați ridicat și posibilitatea ca aceste macroregiuni să contribuie mai mult la rezolvarea și atenuarea consecințelor crizei refugiaților. Vreau să vă spun că, într-adevăr, cred că putem exploata mai mult în ce măsură aceste macroregiuni pot contribui la această chestiune. Aș vrea doar să vă informez în legătură cu acest subiect că împreună cu auditorii am făcut o listă cu posibilități din fondurile de dezvoltare regionale, ce fel de proiecte pot fi făcute din fondul de dezvoltare regionale pentru acomodarea refugiaților, pentru spitale mobile, facilități sanitare de aducere a apei pe termen mediu și lung. Și vreau să vă reafirm că luăm în considerare orice propunere venită din partea statelor membre, dar este într-adevăr este obligația statelor membre să ne transmită în ce măsură cred că este nevoie să se schimbe alocările financiare pentru acest scop. Până la ora actuală nu am primit decât o solicitare din partea Italiei și deja 220 de milioane de euro au fost redirecționate din Fondul de Dezvoltare Regională pentru finanțarea acomodației pentru migranți și patrulelor de coastă. În orice caz, am transmis săptămâna trecută o scrisoare către toți miniștrii fondurilor europene informându-i despre aceste posibilități. În legătură cu simplificarea, aș dori să vă asigur pe toți și în special pe domnul Omargi, care a ridicat această problemă, este o preocupare comună a noastră, a Parlamentului European și a Comisiei Europene, că ne dorim, la fel ca și noastră, să asigurăm o gestionare eficace și eficientă a fondurilor europene. Simplificarea fondurilor reprezintă unul din obiectivele Comisiei pentru o mai bună reglementare și un buget al Uniunii Europene axat pe rezultate. Grupul la nivel înalt privind simplificarea a fost creat, după cum ați spus și dumneavoastră, exact cu acest scop. Au început să lucreze și să facă recomandări pentru acțiuni concrete care pot maximiza potențialul de simplificare în perioada actuală de guvernare, de programare. După cum dumneavoastră ați menționat în întrebarea cu solicitare de răspuns oral, pot să vă confirm faptul că grupul la nivel înalt va analiza e-coeziunea, accesul la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii, care cred că este un subiect foarte important, simplificarea costurilor și reglementarea excesivă, ceea ce noi numim fenomenul gold plating la nivel național. Știți foarte bine că există proiecte unde sunt necesare 20-30 de semnături, dar aceasta nu este o solicitare a Comisiei Europene. Dar cred că o simplificare de succes depinde în egală măsură și de angajamentul statelor membre de a simplifica propriile reguli impuse la nivel național. Îmi doresc să continuăm colaborarea cu Parlamentul European. După cum știți, Comisia Regii a fost reprezentantă la prima întâlnire al grupului la nivel înalt printr-un vicepreședinte și bineînțeles că vom informa Parlamentul asupra activității grupului la nivel înalt în mod constant. De asemenea, aș vrea să mă folosesc de acest prilej pentru a vă lansa invitația ca împreună din perioada următoare să ne gândim la reforma acestei politici de coeziune, reforma post-2020. Eu cred că această dezbatere trebuie să înceapă încă de anul viitor. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu nerăbdare dezbaterea și comentariile dumneavoastră. Mulțumesc.
Dziękuję bardzo pani komisarz. Now on behalf Foreign Affairs Committee, Deputy Dubravka Suica. 1 minute, take the floor, please.